Cei 8 inculpați în dosarul transferurilor de fotbaliști, George Copos, Mihai Stoica, Gică Popescu, Ioan Becali, Victor Becali, Cristi Borcea, Jean Pădureanu și Gigi Nețoiu, au fost condamnați marți de Curtea de Apel București la închisoare cu executare. Acest subiect nu a trecut neobservat pe lângă oamenii din Giurgiu. Aceștia au păreri diferite despre cel mai mare scandal care a zguduit lumea fotbalului românesc. Meritau câte 3 ani de pușcărie? Meritam pușcați acum pe loc. Nu, că... Chiar și Gică Popescu, toți de la cap la cap, dar știi ce face? Zice că le dă pușcărie, nu le dă nicio zi. Pe partea asta îi bagă, pe partea aia îi scoate. A intrat Ilie Năstase, a fost prim-ministru, dar... Fiecare ce căuta ea găsește, dacă a făcut așa ceva, e... cred că își merita pe drept. Bun, dar domnule, depinde de cât a urdit. Cât a furat, asta e, condamnă pe toți? Toți care fac prostii trebuie condamnați, nu până la urmă. Meritau să fie ce cumpărea. Deci ai vândut atâția fotbaliști, ai băgat banii la buzunar și către stat n-ai dat nimic. Pedepsele sunt bune? Acceptabile. Deși aceste condamnări pedepsesc corupția, unii oameni consideră că s-a făcut o nedreptate și că cel mai mult are de suferit fotbalul românesc. Ce părere aveți de condamnările din fotbalul românesc? Este un lucru bun? Ce să fie? Nu este bine. Din cauza că i-a dat niște bani acolo. A avut cluburile cu banii lor, că din... acum jucătorii, dacă i-a vândut și n-a dat banii către stat, că trebuia să dea niște bani către stat. El a mers la mâna neagră, știți cum se zice. După ce a luat cu jucătorii câți bani au luat, a mai revenit niște bani, aia trebuia să-i plătea statul. Din partea mea, Pal de Becali ăștia n-a furat banii țării. Ar trebui să-i condamne pe aia care au furat banii din buzunarul nostru. Copos și cu Borcea și cu astea au furat și din țară. Dar al de Becali nu au furat din țară. Ei au fost șmecheri și au adus bani de afară. Este rău pentru fotbalul românesc? Pentru fotbalul românesc e o palmă cam grea, mai ales asta cu Gică Popescu, iar începe o aiureală. Ca un paradox, cutremurul din fotbalul românesc a avut loc la data de 4 martie, exact la 37 de ani de la seismul din 1977.